Marcel Romanescu, secretarul coordonator al PNL Gorj, a precizat în emisiunea politică între da și nu că diferența între PSD și PNL în acest moment este că socialdemocrații sunt cu saci în căruță. Nici măsurile pe care le-a luat PSD-ul sau Victor Ponta nu au fost întotdeauna pe placul Partidului Național Liberal sau al liderilor acestei formațiuni. Și mă refer la Uh, acea coabitare pe care a stabilit-o imediat după alegerile uh, parlamentare cu Traian Băsescu. Conferența între PNL și PSD, la momentul acesta, dacă o luăm strict uh, pe ceea ce se întâmplă, PSD-ul este pusă saci în căruță, cum ar veni vorba lui românului, da, da? da? Are un prim-ministru al României, are pozițiile stabilite în urma negocierilor. Deci, practic, acum când... sunteți la mâna PSD-ului, cum ar veni? Impropriu spus, sunteți și la mâna PSD-ului pentru. Liberalii susțin că, în comparație cu Partidul Social-Democrat, aceștia au respectat întru totul protocolul parafat acum 2 ani și jumătate și recunosc că nu pot face nimic până la alegerile prezidențiale. Marcelo Romanescu recunoaște că PSD este partidul care face cărțile în acest moment, iar PNL nu poate vorbi. Partidul Național Liberal la Gorj și-a respectat și protocolele scrise și pe cele nescrise. Deci nu o să găsiți niciodată în această perioadă, vreo înțelegere pe care Partidul Național Liberal a făcut-o cu Partidul Social Democrat la Gorj și n-a respectat-o. Există un protocol încheiat între cele două formațiuni pe care noi l-am respectat al litera. Nu același lucru s-a întâmplat cu Partidul Social Democrat. Se anunță negocieri dure pe protocolul USL. Surse din cadrul alianței susțin că PSD dorește o nouă pondere de împărțire a funcțiilor din guvern, de la 70% la 30%, ceea ce înseamnă că PNL va rămâne fără oameni în guvernare.